Aș dori să citesc din cuvântul Domnului, din epistola Apostolului Pavel către Evrei, din capitolul 12, de la versetul 25 până la versetul 29. Evrei 12, de la versetul 25. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta. Voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea, încă o dată, arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu Evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Amin. Amin. Domnul să binecuvânteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea cuvântului sfânt în viețile noastre. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, mă bucur să vă revăd și să vă revăd în același loc, dar de data aceasta, în casa pe care Dumnezeu va a o în facilitățile pe care Dumnezeu vi le-a pus la dispoziție, ca să vă puteți închina și să-L puteți sluji. Lăudați să fie Domnul! Mă bucur să fiu împreună cu frați scumpi, pe care îi salut în numele Domnului. Mulțumesc din toată inima fraților păstori care au venit împreună cu mine de la Paris, fratele Grigore Creța, fratele Cristi. Ne-am bucurat să petrecem câteva zile în bisericilor din Paris și continuăm în weekendul acesta. Eu au avut amabilitatea să fie împreună cu noi și le sunt recunoscători. De asemenea, Mă bucur să mă revăd cu bunul prieten, fratele Pastor Albuț, cu ceilalți frați slujitori din biserica dumneavoastră, să vă văd și să vă revăd pe unii dintre dumneavoastră cu care ne-am cunoscut și să vă salut. Mai întâi, în numele Bisericii Elim din Chicago, cu Harul și Pacea Domnului, și în numele Uniunii Bisericilor Române Pedicostale din Statele Unite și Canada, Harul și Pacea să vă fie. Înmulțite. Și vă doresc și eu personal aceste lucruri, pentru că în vremurile acestea, dacă avem nevoie de ceva, avem nevoie de har și avem nevoie de pace. Să ni le dăruiască Domnul din Pelșug. Foarte sincer vă spun, am venit foarte nehotărât care să fie textul și mesajul. Pe care să-l prezint în numele Domnului în această seară. Și de obicei atunci când sunt nehotărât, îi las pe alții să mă hotărască. Și ascultând pasajul care a fost citit la începutul acestei seri, ascultând îndemnurile călăuzite de Duhul Sfânt ale fraților slujitori, și ascultând cântările, frate Puha, pe care le-ați ales să le cântați, M-am hotărât să vorbesc ceva despre venirea Domnului. Amin. Vorbesc despre venirea Domnului nu pentru că am ceva spectaculos să vă spun. Nu știu, habar n-am ziua și ceasul în care Domnul va veni. De fapt, oamenii se împart în două categorii de atitudine. Vis-a-vis de venirea Domnului. Sunt unii care vor să precizeze, să aducă date, să stabilească soroace și, din nefericire, de cele mai multe ori își prind urechile în propriile lor prevestiri și cuvinte, și sunt alții care bagă capul în nisip și spun: Nu este treaba noastră să vorbim despre vremuri soroace, hai să vorbim despre altceva. Nici una din cele două atitudini nu sunt bune. Nu întâmplător. Foarte multe capitole, foarte multe pasaje biblice intră în categoria escatologiei, adică învățăturii despre revenirea Domnului, pentru că Dumnezeu vrea să știm. Vrea să știm anumite lucruri. Vrea să știm că trebuie să ne pregătim și pentru ce trebuie să ne pregătim. Când vorbim despre revenirea Domnului, vorbim mai întâi despre conceptul răpirii bisericii. Vreau să spun că în centrul escatologiei, în centrul cărții apocaliptice și a cărților apocaliptice, că aici putem include și cartea lui Daniel, alte pasaje profetice, pasaje din predicile Domnului Iisus Hristos și din Epistole. Toate aceste pasaje escatologice gravitează în jurul evenimentului răpirii bisericii. Răpirea bisericii este cel mai important eveniment escatologic. Conceptul răpirii bisericii ne spune că va veni o zi în care pe norii cerului, biserica Domnului, formată din cei Transformați, care încă vor fi rămas în viață, din cei în se va reuni pe nori să-l întâmpine pe Domnul și vor fi totdeauna cu Domnul. Este o parte din conceptul revenirii Domnului. Revenirea Domnului înseamnă mai multe lucruri. Dar, Răpirea bisericii este evenimentul de esență, evenimentul central atunci când vorbim despre venirea Domnului. În Tesaloniceni, el este explicat ca fiind strângerea noastră la oaltă cu el. Citez din 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Să nu vă lăsați tulburați. De vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și când venirea Domnului și mânia lui Dumnezeu ar fi și venit chiar, dar acolo spune foarte clar: Cât privește venirea Domnului și strângerea noastră la oaltă cu El, strângerea noastră la oaltă cu El este răpirea Bisericii. Și în acest pasaj, Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre două lucruri atunci când ne vorbește despre revenirea Domnului. Haideți să ne uităm puțin în pasajul biblic pentru ca să cităm cu exactitate Cuvântul lui Dumnezeu. 2 Tesalonice, în capitolul 2. Cât privește venirea Domnului nostru Isus Hristos, și strângerea noastră la oaltă cu el, iată, dar răpirea bisericii, vă rugăm fraților să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră. Țineți minte cuvântul clătinați. Pentru că ne vom întoarce la el. Am citit în Evrei capitolul 12 despre faptul că toate lucrurile vor fi clătinate. Și credincioșii vor fi clătinați. Și Biblia spune aici: să nu vă lăsați clătinați. În minte există o clătinare a minții. Un cutremur al minții. Pentru că mintea noastră este extrem de nărăvașă. Strânge multe în ea. Și în Evrei 12 spune: toate lucrurile vor fi clătinate. Pentru ca să se prăbușească tot ce nu-i aparține lui Dumnezeu, tot ce nu este de ordin divin și nu este duhovnicesc în mințile noastre, să se prăbușească și să rămână în picioare lucrurile care nu se pot clătina. Mintea noastră va fi clătinată și este clătinată și nu trebuie să ne lăsăm clătinați când este vorba de credință. O, să se clatine mintea ta în seara aceasta să dispară lucrurile care aparțin firii pământești, gândurile răutăcioase, izvodirile minții, să se dărâme toate, să rămână în picioare lucrurile împărăției. Cât privește venirea Domnului nostru Isus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați. De vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar acum. Aici este un al doilea concept despre revenirea Domnului. Am vorbit despre strângerea noastră la oaltă cu El, răpirea și ziua Domnului, care este mânia lui Dumnezeu. Răpirea Bisericii este un moment. Ziua Domnului sau mânia lui Dumnezeu este o perioadă de timp. Când are loc evenimentul răpirii, este declanșată mânia lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ne-a rânduit la slavă. Gloria. Și pentru ca să nu avem parte de mânie, Domnul își răpește biserica înainte de declanșarea mâniei. Ele sunt lipite una de alta. Dumnezeu protejează încă lucrurile până când Mireasa va intra în odăiță să fie protejată. Și atunci se dezlănțuie mânia lui Dumnezeu în lume. Care este motivul pentru care Pavel le vorbește tesalonicenilor despre aceste lucruri? Biserica din Tesalonic era o biserică de convertiți noi care s-au întors la Domnul și foarte repede după convertirea lor, după întoarcerea lor la Evanghelie, a venit prigoana și au venit necazurile peste ei. Li s-au răpit averile, au fost prigoniți, persecutați și unii dintre ei lor au început să moară. Părinți, Soți, soții, copii? Ori ei, atunci când au ascultat Evanghelia, au crezut așa de mult în aspectele escatologice ale Evangheliei, adică referitoare la sfârșit și la revenirea Domnului, încât ei n-au mai așteptat să se întâmple altceva în viața lor decât să vină Domnul. Cum spunem noi, vine la noapte. Ei chiar credeau că vine imediat. Și când au văzut ce se întâmplă, unii binevoitori au scris chiar epistole false, le-au ținut predici eretice și le-au spus să vedeți că de fapt Domnul a venit, voiați să rămas și necazurile pe care le experimentați fac parte din mânia lui Dumnezeu. Asta este realitatea pe care voi o trăiți. Ați rămas de la răpire. Și atunci, Pavel, dacă vă uitați în prima epistolă, îl trimite de urgență pe Timotei în Tesalonic să-i în credință și să corecteze aceste erezii. A doua epistolă este răspunsul lui Pavel după revenirea lui Timotei, care îi spune, fi liniștit, nu numai că n-au căzut din credință, sunt tari în credință și-și aduc aminte de tine cu mult, multă dragoste și cu multă nostalgie și păstrează cuvintele pe care le-au auzit cu sfințenie și îl slujesc pe Dumnezeu. Și Pavel spune, m-am liniștit, mi s-a înviorat sufletul, dar totuși trebuie să corectez ereziile care vi s-au propovăduit. Și dacă vă uitați, atât în capitolul 1, dar mai ales în capitolul 2, Apostolul Pavel corectează problema sau doctrina despre suferință, spunându-le, la asta am fost rânduiți, astea fac parte din rânduiala pentru viața credinciosului, să trecem prin încercări, să fim clătinați, în permanență. Pentru ca să se prăbușească zgura, pentru ca să rămână întotdeauna ce este curat și sfânt la suprafață. Este una din metodele pe care Dumnezeu le folosește înspre desăvârșirea noastră, frați și surori. Tot în Evrei 12, Apostolul Pavel spune că nu trebuie să disprețuim suferințele, chiar atunci când sunt pedepse. Nu întotdeauna sunt pedepse. Nu întotdeauna sunt pedepse. Uneori suferim pentru că suntem oameni și pentru că trebuie să se demonstreze în lumea asta că noi nu suntem semizei, ci că suntem oameni. Și cu toți oamenii se mai îmbolnăvesc, precis îmbătrânesc, și pe urmă și mor, și noi avem parte de aceeași soartă ca toți oamenii. Doar pentru că suntem oameni. Știți cum a fost scos din istorie Marele Proroc Elisei? Eu m-am supărat când am citit, într-un singur verset l-au dat afară din Biblie, pe Elisei. Ce? Elisei s-a îmbolnăvit de o boală grea de care a murit. Da. Pentru că și Elisei a fost om. Elisei n-a făcut păcate, Elisei a vorbit întotdeauna în numele Domnului, Elisei a fost unul dintre cei mai mari profeți, Dumnezeu prin el a făcut de două ori mai multe minuni decât prin Ilie, care este reprezentantul prorocilor, pentru că a cerut o îndoită măsură din Duhul lui Ilie și pentru că a fost veghetor să-l vadă când se ridică la cer. Dar când a venit vremea să se îmbolnăvească și să moară, într-un verset, s-a terminat pentru că a fost om. Suntem oameni și suferim. Pe urmă sunt anumite suferințe pe care ni le facem cu mâna noastră datorită unui stil de viață nedisciplinat, neordonat. Mâncăm temir ce? Temir când? Temir cât? Eu le-am spus fraților la începutul anului, ecuația mea cu privire la diete. Vreți să vă spun și dumneavoastră? Trebuie să preciți că vreți să o știți. Dietele au două principii. Primul, toate dietele lucrează și dau rezultate foarte bune. Toate. Și al doilea principiu, nicio dietă nu lucrează, una nu dă rezultate. Depinde cât mănânci și ce mănânci și dacă exersezi un pic. Dacă mănânci cu atenție și exersezi un pic, toate dietele dau rezultate. Dacă mănânci orice oricât, oricând și nu exersezi deloc, nicio dietă nu lucrează. Ei, când nu suntem disciplinați în stilul nostru de viață, dormim pesărite, ne surmenăm, uneori muncim prea mult, să știți că ne îmbolnăvim. Din cauza că nu avem grijă de noi. Pentru că Dumnezeu nu o să vină să spună câte prăjituri ai mâncat astăzi? 20. Îl pocnește Dumnezeu din degete să-ți scadă zahărul. Suntem oameni, trăim în niște coordonate fizice și trebuie să fim atenți un pic cu noi ca să nu ne îmbolnăvim. Pe urmă, uneori, Dumnezeu trimite un țepuș în trupul creștinului ca să-l țină sub control, în mod preventiv. Marele apostol Pavel, pe care eu îl consider cel mai mare apostol, a avut un țepuș în trupul lui. Și spune, de trei ori m-am rugat și Dumnezeu mi-a spus, lasă-l acolo că ai nevoie de el. Harul meu ți este de ajuns. Și vine Pavel spune, hai să vă spun de ce am țepușul ăsta, pentru că am avut niște revelații foarte mari și pentru că Dumnezeu nu vrea să mă mândresc. Dumnezeu are un buton la mine în trup și când vede că începe să se suie fumul în sus, apasă pe buton și mă smerește imediat, e un țepuș care e activat în trupul meu pentru ca să mă țină smerit și în har. Că Dumnezeu dă har celor, dar stă împotriva celor? Bun. Și Pavel a înțeles lecția. Sunt anumite suferințe în viața noastră pentru ca Dumnezeu să-și arate slava. N-a păcătuit nici el, nici părinții lui, ci s-a născut așa pentru ca să se arate în el slava lui Dumnezeu. Există însă suferințe pe care Dumnezeu le adună în comoara veșnică de slavă. Suferim pentru că Suferința este o monedă transferabilă în împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Știți că și banii pot fi transferați, numai aia pe care îi dăm pentru Domnul, și casele pot fi transferate, dar numai în atâta măsură cât suntem ospitalieri. Un pahar cu apă poate fi transferat în împărăția lui Dumnezeu când îl oferim aproape lui. Mașina ta iei cu tine în rai, nu mașina, adică contravaloarea ei convertită în moneda slavei. Vedem noi ce ne dă Dumnezeu acolo, dar numai în măsura în care o pui la dispoziția misiunii și a lui Dumnezeu. Numai atât. Ei și suferințele și lacrimile noastre sunt convertite în comoara veșnică de slavă. Aș putea să vorbesc mult despre felul în care Dumnezeu folosește suferința în viețile noastre, unul dintre ele este pedepsa. Pentru că, spunea Apostolul Pavel, vorbind despre cina Domnului și cercetarea noastră personală, că El ne pedepsește acum ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Dumnezeu introduce în viața noastră judecățile sale. Pentru ca să ne scutească de judecata veșnică. Iată de ce nu trebuie nici să ne supărăm, nici să ne deranjeze faptul că din când în când Dumnezeu îngăduie suferința. Acum, ca o specificare, pentru că nu vreau să fim greșiți în direcția aceasta, nu eu sunt chemat să analizez motivul pentru care suferă altul. Fiecare trebuie să ceară lumină și să înțeleagă de ce suferă în dreptul Lui. Știți de ce? Pentru că până la urmă suferința e o școală, spune Nevrei 12, și la școală nu treci clasa dacă nu înveți lecția. Unii rămân în suferință pentru că refuză să învețe lecția. Iată de ce e important când suntem în suferință să stăm de vorbă cu Domnul, să-L întrebăm, să ne lămurească. Eu am avut parte de câteva examene de genul acesta. Și a trebuit să stau pe loc și să stau pe gânduri bine de tot și serios. Să văd care e motivul pentru care trec prin anumite împrejurări. Nu rămân prea mult la subiectul acesta, dar tesalonicenii au avut probleme cu lucrurile astea. Și Pavel le-a spus: Trebuie să știți că cei care au adormit în Domnul nu sunt pierduți să nu aveți impresia că uh, s-a întâmplat ceva îngrozitor și le vorbește despre învierea morților că cei care vor fi în viață și vor fi transformați nu vor lua înaintea celor adormiți ei au prioritate și pe urmă împreună toți se ridică pe nor ca să-l întâmpine pe Domnul iată dar problema tesalonicenilor. O altă problemă a tesalonicenilor, am menționat-o, este că ar fi venit răpirea și au rămas în mânia lui Dumnezeu. Tesalonicenii săraci n-au înțeles ce înseamnă mânia lui Dumnezeu. Vedeți, și noi trăim în vremurile noastre tot felul de cataclisme, inundații, uragane, cu tremure, războaie, câte și mai câte lucruri rele, că le aflăm în fiecare zi știm despre ele în fiecare zi. Vă aduc aminte că la Domnul Isus Hristos s-au dus niște oameni și au spus, ai auzit ultimele știri, niște galileeni aduceau jertfe, ei erau niște zeloți, rebeli împotriva puterii romane și a venit Pilat cu un detașament militar, le-a amestecat sângele cu sângele jertfelor lor. Și Domnul Isus Hristos spune, am o veste mai recentă, s-a răsturnat un turn în Ierusalim, turnul Siloamului, și a căzut peste 18 inși și au murit. Și în dreptul unora și în dreptul altora, Domnul Iisus se întreabă, credeți voi că acești galileeni au fost mai păcătoși decât ceilalți galileeni, sau că cei 18 inși au fost cei mai păcătoși oameni din Ierusalim? Nu! Ce eu vă spun? dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Și când Biblia spune la fel, nu se referă la felul morții, pentru că nu toți mor căzând turnuri peste ei și nu toți mor omorâți de detașamentele lui Pilat. La fel înseamnă într-o stare de nepocăință, de nepregătire, nu sunt gata să se întâlnească cu Dumnezeu și mor în păcatele lor și ajung în chinul veșnic. Să ne ajute Dumnezeu să ne pocăim. Ei, ăsta e mesajul pe care îl transmite tesalonicenilor. Acum, tot tesalonicenilor le specifică ceva despre vremurile în care Domnul Isus Hristos va reveni. Știți că în fapte, în capitolul 1, atunci când Domnul Isus Hristos vorbește cu ucenicii, și le spune că trebuie să primească o putere și că trebuie să-i fie martori în toată lumea. Ei îl întreabă, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să restaurezi împărăția lui Israel? Și atunci Domnul le spune, nu este treaba voastră să știți vremurile și soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea lui, ci voi veți primi o putere și veți fi martori. Motivul pentru care Domnul Iisus Hristos le-a spus să nu se intereseze de vremuri și de soroace, este că în urmă cu 2000 de ani, Domnul nu urma să vină la noapte. De aceea, atunci când s-au dus pe muntele înălțării și în timp ce Domnul se înălța la cer și i-au rămas cu privirile pironite în sus, venit un înger și le-a spus, bărbați galileeni, pentru ce stați cu privirile pironite în sus? Acest sus? pe care l-ați văzut înălțându-se la cer, va veni așa cum l-ați văzut. Dar acum duceți-vă cum v-a spus în Ierusalim și așteptați acolo puterea. Ei nu așteptau revenirea Domnului. Ei așteptau pogorirea Duhului Sfânt și începerea lucrării de misiune și evangelizare în toată lumea. Există conceptul răpirii bisericii, există contextul răpirii bisericii în Matei 24. Domnul Isus ne explică ce se va întâmpla atunci. Revenim imediat. Există cronologia răpirii bisericii în Tesaloniceni, dacă ne întoarcem în capitolul 2, versetul 3, pentru că ei totuși spuneau, da, da totuși, da totuși, au venit prigoanele, au venit în înmormântările peste noi, au venit suferințele, a venit sărăcia peste noi. Asta ce este dacă nu e mânie? Și Domnul le spune, versetul 3 din 2 Tesalonicen 2. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni. Ce nu va veni? Venirea Domnului. Răpirea însoțită imediat de mânia lui Dumnezeu, că ele sunt cuplate. E răpită biserica, începe mânia. Așa sunt conectate în 2, Tesalonice în 2. Nu va veni. Nu va veni. Text biblic, frașe și surori. Știu că avem tot felul de idei, tot felul de păreri, avem tot felul de versete pe care le mai fasonăm, le mai forțăm, le mai învârtim să spună ce nu spun. Asta e negru pe alb. Nu va veni. Ce? Strângerea noastră la oaltă cu el și ziua Domnului. Nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință. Lepădarea de credință aici nu este în contextul libertății și a faptului că noi îl abandonăm pe Domnul Isus Hristos de dragul lumii și aia e o lepădare de credință, dar în context biblic, când este vorba de lepădare de credință, citat din Matei 24, se leagă de vânzarea de frați, se leagă de prigoană, de persecuție, lepădarea de credință prin persecuția globală. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni strângerea noastră la oaltă cu el răpirea și ziua Domnului mânia, Înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, ăsta este anticrist, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în Templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu. Ultimul jalon profetic înainte de revenirea Domnului este persecuția globală și intrarea lui Anticrist în Templu. Templul care se rezidește la Ierusalim nu este pentru Domnul Isus Hristos, nu este rezultatul păcii pe care Hristos îl dă lui Israel, este rezultatul legământului cu moartea legământul făcut de anticrist cu Israel pentru șapte ani, pe care la mijlocul perioadei, spune Daniel, îl va rupe și urăciunea pustiirii va intra în locul prea Așa că, cineva va zice, a, unde este făgăduința venirii lui? Dacă nu vine la noapte. Frații deja au anticipat și au spus, și e adevărat, frate Grigore, că dacă nu vine Domnul, ne ducem noi și ia ascultați un pic. La modul în care pleacă Pavel, Apostolul Pavel, din lumea aceasta. Îi scrie lui Timotei așa. Timotei. Mi-am isprăvit alergarea. Sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. M-am luptat lupta cea bună, am păzit credința. De acum, momentul morții, ce mă așteaptă? Cununa pe care mi-o va da Domnul la venirea Lui. Între moartea lui Pavel și răpirea bisericii nu se mai întâmplă nimic soarta lui Pavel este pecetuită cu una vieții. Învierea. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit, ce? Venirea lui. Cu alte cuvinte. Dacă mori la noapte, pentru tine la noapte a venit venirea Domnului. Dacă mor mâine sau săptămâna viitoare sau anul viitor, de-aia Biblia zice că e adormire. Că între tine și înviere, între tine și răpire, nu mai există nimic. Nu mai există niciun obstacol. Soarta ta, destinul tău, este pecetuit și este viața veșnică împreună cu Dumnezeu. Așa că noi îl așteptăm pe Domnul să vină la noapte, fiecare dintre noi, dar din punct de vedere profetic și istoric, nu va veni înainte să vină prigoana globală declanșată de anticrist și o să documentăm lucrul acesta cu Matei 24. Biblia spune că toate lucrurile vor fi clătinate. Hai să ne uităm puțin la cele trei entități și anume neamurile, Israel și biserică. Sunt trei entități la care face referire Dumnezeu prin cuvântul său. Când Dumnezeu vorbește despre oameni, îi încadrează în aceste trei categorii: neamurile, Israel și Biserica. De ce am spus prima dată neamurile? Pentru că mai întâi au apărut neamurile. Dintre neamuri, Dumnezeu a ales pe Israel. Și în Israel l-a trimis pe fiul său să înceapă biserica pe care să o împrăștie și să o cucerească dintre neamuri. Când Biblia spune că toate puterile cerului, dar și lucrurile făcute, și și oamenii au fost făcuți, toate lucrurile create vor fi zdruncinate din temelii, vor fi zbite, zdrobite și clătinate. Cuvântul lui Dumnezeu se referă și la aceste trei entități în vremea sfârșitului. Și mai întâi, haideți să vorbim despre neamuri. Dacă puteți deschide la Apocalipsa, capitolul 11, foarte mulți întreabă unde scrie în Apocalipsa despre răpirea bisericii în speculații despre capitolul 4, versetul 1, că Ioan a fost răpit la cer și că acolo e răpirea, măcar că acolo nu zice nimic de răpirea bisericii, ci despre faptul că Ioan a fost transportat în cer ca să vadă niște lucruri în cer. Atâta tot. Cuvântul Domnului spune în 1 Corinteni, capitolul 15, că răpirea bisericii este la cea din urmă trâmbiță. Există o singură înșiruire de trâmbițe profetice, escatologice în Biblie, și anume trâmbițele din Apocalipsa. Ascultați ce spune în Apocalipsa, capitolul 10, de la versetul 5. Și îngerul pe care îl văzusem stând în picioare, pe mare și pe pământ, și-a ridicat mâna dreaptă spre cer și a jurat pe Cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă, nicio întârziere și că în zilele în care îngerul al șaptelea, vedeți, nu știm ziua și ceasul, dar în zilele în care, Îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu. În Biblie, ori de câte ori citiți taina lui Dumnezeu, taina lui Dumnezeu este Hristos și Biserica. Asta e taina lui Dumnezeu. După vestea bună vestită de el, robilor săi, proroci. Și acum, versetul 15 din capitolul 11. Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său. Dumnezeu pune mâna pe tabloul de control. Și ascultați ce se întâmplă în versetul 18. Neamurile se mâniaseră. Cine suferă când se mânie neamurile? poporul lui Dumnezeu. Aici trebuie să fac o paranteză. Știți din ce cauză neamurile prigonez biserica? De ce atacă biserica? De ce urăsc biserica? Pentru că neamurile îl urăsc pe Dumnezeu. Numai că e o mare problemă cu Dumnezeu. Nu-i pot face nimic. Și totuși îi pot face ceva. Spune Biblia că cine se atinge de copiii lui Dumnezeu, se atinge de lumina ochilor, lumina ochilor lui Dumnezeu. Pentru că nu-i pot face nimic direct lui Dumnezeu și și-a făcut balaurul atunci când n-a putut să prindă copilul. S-a năpustit asupra femeii. Vorbim imediat despre lucrul acesta când ajungem la Israel. Și acum, neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta. De ce a venit mânia lui Dumnezeu? Pentru că a sunat trâmbița și a fost răpită biserica. Și acum vine ziua Domnului. Dar a venit mânia ta, a venit vremea să judești pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroși, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, că au fost ridicați la cer să-și primească poziția și răsplata în împărăția lui Dumnezeu. Și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Și acum ascultați versetul 19. Și templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis, și s-a văzut chivotul legământului său în templul său, ei caută chivotul legământului ca să-l pună în nou templu și nu o să-l găsească. Și nu o să-l găsească dintr-un motiv foarte simplu. N-au venit să mă întrebe pe mine. Dacă veneau să mă întrebe, le explicam cum stă treaba și le spuneam și unde este chivotul. Îi trimiteam la adresa Bisericii Elim din Bruxelles să vadă chivotul legământului lui Dumnezeu. Îi trimiteam să vadă Biserica Lui Hristos. Biserica Lui Hristos este chivotul. -l 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 -l. Știți că în Ieremia spune, nu le va mai trece prin cap de chivot, nu vor mai face altul și nu le va mai, mai trebui. Pentru că chivotul este Hristos și Biserica. Și în Apocalipsa 11, după ce sună îngerul din trâmbiță, după ce începe mânia lui Dumnezeu, se deschide cerul și biserica Domnului Iisus Hristos este în templul din cer. Lăudați să fie Domnul! Această zguduire și clătinare a neamurilor. Pentru că mulți aud că a fost un cutremur și au murit o mie sau două, a fost o inundație și au murit nu știu câte sute. E un război și mor zeci de mii de oameni. Dragii mei, asta nu e mânia lui Dumnezeu. Dacă oamenii ar ști, astea încă sunt avertismente și încă sunt... Încă harul lui Dumnezeu e pe pământ, încă bunătatea lui Dumnezeu este pe pământ. Că Biblia spune să luăm aminte la bunătatea lui și la asprimea lui. Și bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință și asprimea lui la fel. Ascultați ce spune în Isaia 13, de la versetul 9. Iată vine ziua Domnului. Ziua da. Domnului, asta înseamnă mânia lui Dumnezeu. Zi fără milă zi de mânie și urgia prinsă care va preface tot pământul în pustiu și va nimici pe toți păcătoșii de pe el că stelele cerurilor și Orionul nu vor mai străluci soarele se va întuneca la răsăritul lui și luna nu va mai lumina voi pedepsi zice Domnul lumea pentru răutatea ei și pe cei răi pentru nelegiuirile lor. Voi face să înceteze mândria celor trufași și voi doborâ semeția celor asupritori. Voi face pe oameni mai rari decât aurul curat și mai scumpi decât aurul din ofir, care este cel mai pur și cel mai scump aur. Și acum ascultați versetul 13. Pentru aceasta, ca să împlinesc acest cuvânt, voi clătina, voi clătina cerurile și pământul se va zgudui din temelia lui de mânia Domnului Oștirilor în ziua mâniei lui aprinse. Rezultatul este următor. Ca să vedeți ce catastrofică este mânia lui Dumnezeu. Textul acesta ne spune că dacă cumva ești viu sau umbli pe pământ în vremea aia, ai mai mari șanse să dai peste o mină de aur decât peste un om. Că oamenii sunt mai rari decât aurul. Cu treierând tu pământul, dincolo încoace, e mai probabil să dai peste o bucată mare de aur decât să te întâlnești cu un om. Asta este rămășița neamurilor, prima dintre cele trei rămășițe. În Biblie găsim rămășița neamurilor, aici, rămășița lui Israel și rămășița Bisericii. Haideți să vorbim puțin despre rămășița lui Israel. Cel mai mare păcat pe care l-a făcut vreodată Israelul, mai mare decât toate idolatriile, mai mare decât toate închinările la idoli, mai mare decât toate ofensele, neascultările, necredința, rebeliunile împotriva lui Dumnezeu și a oamenilor săi, mai mare decât toate crimele pe care le-au făcut împotriva prorocilor sfinți. Cea mai mare crimă a lui Israel încă nu a fost comisă o găsim în Daniel, legământ cu anticrist, dar și mai bine explicată în Isaia 28 cu 14 începând. Isaia 28 cu 14. De aceea ascultați cuvântul Domnului. Bat jocoritorilor care stăpâniți peste poporul acesta din Ierusalim, pentru că ziceți, noi am făcut un legământ cu moartea, am făcut o învoială cu locuința morților, când va trece urgia apelor năvălitoare, nu ne va atinge. Căci avem ca loc de scăpare neadevărul și ca adăpost minciuna. Ceea ce spune Dumnezeul lui Israel este ați făcut legământ cu satana. Pentru că Satana este tatăl minciunii. Expresia lui în lume este anticrist. Dar voi v-ați făcut de lucru cu diavolul, crezând că o să vă salveze. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Și acum, nu uitați, Isaia le vorbește profetic în vechiul legământ. Nu numai înainte de arătarea lui Anticrist și de legământul de pace cu Anticrist, ci și înainte de venirea Domnului Isus Hristos, de prima Lui venire în lume. Și le dă o alegere să facă între legământul cu moartea și legământul cu viața. Și spune așa în versetul 16. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică, cel ce o va lua ca sprijin, nu se va grăbi să fugă. Voi face din neprihănire o lege și din dreptate o cumpănă, și grindina, pentru că asta e soarta finală a împărăției lui Anticrist, în război cu împărăția acestei pietre vii din capul unghiului. Și grindina va surpa locul de scăpare al neadevărului și apele vor înneca adă postul minciunii și vă va înneca și pe voi, că voi ați zis că acolo sunteți în siguranță. Așa că legământul vostru cu moartea va fi nimicit. În la voastră cu locuința morților nu va dăinui, pentru că la jumătatea perioadei va fi rupt legământul atunci când Anticrist intră în Templu. Când va trece urgia apelor năvălitoare, veți fi striviți de ea. Să vedem cât de striviți. În Roman, capitolul 9, cu versetul 27, citând din Isaia 10. Isaia, de altă parte, strigă cu privire la Israel. Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, Israelul niciodată n-a. A avut un asemenea număr. Împlinirea aceasta este în timpul domniei de o mie de ani, când Hristos domnește împreună cu biserica din Ierusalim, când toate neamurile se strâng să se închine lui Dumnezeu pe muntele cel sfânt, care e cel mai înalt munte, și când atunci împlinirea profețiilor lui Avram sunt o realitate prin Israel. Israel devine cea mai numeroasă și mai puternică națiune din lume. Ca o paranteză, când citiți despre cei 144.000-12.000 din fiecare seminție, măcar că la ora actuală se crede că 10 seminții sunt pierdute. Nu sunt pierdute. Dumnezeu are evidența clară a tuturor lucrurilor. Și când Ilia a crezut că e singur, Dumnezeu a spus că mai are 7.000 de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Bal și a starteilor. Ce 144 de bărbați, Dumnezeu îi are și îi va avea, îi va păstra și îi va păzi pentru domnia de o mie de ani, pentru că ei vor reprezenta baza pură genetică pentru repopularea Israelului. Pentru că Israelul trebuie să se întoarcă din toate încuscririle și din toate contaminările lui genetice la starea lui de puritate, pentru că în timpul domniei de o mie de ani să devină națiunea cu adevărat binecuvântată de Dumnezeu. Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămășița va fi mântuită. Doar o rămășiță. Același lucru îl citim în Romani 11, de la 5 la 7 și de la 25 la 27 și în Ezechiel 14. În Ieremia 30 ni se vorbește de necazul lui Iacov. De fapt, necazul cel mare prinde în compasul lui trei necazuri. Necazul neamurilor, necazul bisericii și necazul lui Iacov toate entitățile intră în necaz ca să fie clătinate, să se vadă ce este și ce nu este împărăția lui Dumnezeu, că numai împărăția lui Dumnezeu rămâne în picioare. Asta este rămășița lui Israel și este o descriere tragică. În Zaharia, Capitolul 12 de la versetul 10 și din capitolul 13 de la versetul 6. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu. Vă puteți imagina așa ceva? Ascultați! Vor plânge cu lacrimile lui Dumnezeu. care l-a dat pe singurul lui Fiu să moară pentru noi. Pentru că trebuie să experimenteze durerea aceea. Și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut. În ziua aceea va fi jale mare în Ierusalim, ca jalea din Hadadrimon, în valea Megidonului. Țara se va jeli. Fiecare familie deosebit. Familia casei lui David, deosebit, și femeile ei, deosebit. Familia casei lui Nathan, deosebit, și femeile ei, deosebit. Poate cu altă ocazie, conexia între aceste nume. Familia casei lui Levi, deosebit, și femeile ei, deosebit. Familia lui Shimei, deosebit, și femeile ei, deosebit. Fiecare nume reprezintă ceva. Toate celelalte familii, fiecare familie deosebit și femeile ei deosebit. Și acum în capitolul 13, de la versetul 6: Și dacă îl va întreba cineva de unde vin aceste răni pe care le ai la mâini, el va răspunde: În casa celor ce mă iubeau le-am primit. Scoală te sabie asupra păstorului meu și asupra omului care mi este tovară, zice domnul Oștirilor, Lovește pe păstor și se vor risipi oile. Și îmi voi întoarce mâna spre cei mici. În toată țara, zice Domnul, două treimi vor fi nimicite. Vor pieri. Iar cealaltă treime va rămâne, cuvântul rămâne, care este la originea cuvântului rămășiță. Dar treimea aceasta din urmă o voi pune în foc și o voi curăța. Cum se curăță argintul, o voi lămuri cum se lămurește aurul. Ei vor chema numele meu și îi voi asculta. Eu voi zice, acesta este poporul meu. Și ei vor zice, Domnul este Dumnezeul meu. Aceasta este rămășița lui Israel. Am vorbit despre rămășița neamurilor, oamenii mai rar ca aurul. Rămășița lui Israel, doar o treime dintr-un popor care nu este prea mare. Și acum rămășița bisericii. Vă rog să deschideți împreună cu mine în Evanghelia după Matei, în capitolul 24, este probabil cel mai tranșant capitol escatologic din întreaga Scriptură și nu e de mirare pentru că toate aceste cuvinte aparțin Domnului Isus Hristos. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. La ieșirea din templu, pe când mergea Isus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să arate clădirile templului. Dar Isus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și au zis, spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Și acum ne oprim un pic. Când Domnul Iisus Hristos răspunde la întrebarea care este semnul, le dă răspuns în versetul 32 din același capitol. De la Smokin, știți că Smokinul este simbolul lui Israel. De la smochin învățați pilda lui. Când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Smochinul este Israel și smochinul are două stări. Starea de frunze și starea de rod. Când Domnul Iisus Hristos a întâlnit smochinul care avea frunze și care nu avea rod, era starea Israelului de atunci. Existau ca stat, dar nu aveau nicio legătură cu Dumnezeu. Nu aduceau rod. De aceea, li s-a spus, voi aduce la mine, zice Domnul un alt popor, ei vor aduce roadele cuvenite. Este biserica. Israelul a avut frunze. Dar n-a avut rod. Și atunci Domnul l-a blestemat și s-a uscat, simbolizând anul 70, când Israelul a intrat în neființă istorică. A rămas și fără frunze. A fost desființat ca stat și eliminat din istoria omenirii, ca teritoriu. Și acum spune când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, când îl vedeți că are din nou frunze. Știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri și semnul înfrunzirii smochinului, să știți că fiul omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta. Este vorba de generația aceasta în original, generația aceasta de oameni, până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Avem o dată exactă că Israelul a intrat din nou în ființă istorică în 1948. În 2018 s-au împlinit 70 de ani de la reînființarea Israelului. O generație istorică este cuprinsă într-o sută de ani, pentru că oamenii trăiesc până pe la 80, 90, 90 ceva de ani. O generație profetică istorică are 100 de ani. Veacurile, simbolul veacurilor, un veac are 100 de ani. Numărătoarea zilelor Harului se face de la învierea Domnului Isus, de la moartea și învierea Domnului Isus Hristos. Și de la înființarea Bisericii în ziua cinzecimii. Și Domnul a spus astăzi și mâine lucrez și în a treia zi vă voi da viață. Două zile de lucru înseamnă două mii de ani, pentru că la Dumnezeu o mie de ani sunt ca o zi și o zi ca o mie de ani. Noi știm că Domnul Isus Hristos a murit și a înviat în primii 30-35 36, nu știm exact că expre Dumnezeu a dat cu pumnul în istorie și a făcut un gol acolo ca să nu știm exact când. Asta înseamnă că în câțiva ani se împlinesc 2000 de ani de la moartea și învierea Domnului Isus Hristos. Semnele pe care le vedem, mișcările politice, militare, sociale, ne spun că trăim vremuri apocaliptice. Vă spun lucrul acesta nu pentru că știu ziua și ceasul, dar știu vremea și am voie să știu vremea și trebuie să știu vremea. Pentru că ascultați ce spune Apostolul Pavel, ne întoarcem doar pentru puțin timp la Tesaloniceni și pormă revenim în Matei 24. 2 Tesaloniceni 2 de la versetul 8. Și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Pentru că Domnul vine încă o dată atunci când în războiul final, atunci când satana este legat și când își începe domnia, vine ia fiara și pe procul mincinos și aruncă în iad. Și își începe domnia de o mie de ani. Este a treia componentă a revenirii Domnului. Este răpirea bisericii, este mânia lui Dumnezeu și este venirea Domnului pentru ca să ia în stăpânire pământul. Și acum ascultați ce spune în continuare. Arătarea lui se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni de semne și puteri mincinoase, și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Nu pentru noi. Pentru că n-au primit dragostea adevărată ca să fie mântuiți. Din pricina aceasta, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce -au, fost, au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Noi însă, fraților, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, că de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului, în credința adevărului, iată la ce va a chemat El prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru, Isus Hristos. Și acum, 1 Tesalonicen, capitolul 5. Cât despre vrem și soroace, nu spune nu e treaba voastră aici, nu era treaba ucenicilor atunci. Cât despre vrem și soroace n-aveți trebuință să vi se scrie fraților, pentru că voi înși vă știți. Textul de la început spunea că venirea Domnului va fi pentru unii ca un hoț, comparat cu venirea unui hoț. Domnul Iisus Hristos nu este hoț. Ascultați! Pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea, deci nu Domnul vine ca un hoț, ci ziua Domnului va veni ca un hoț. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Pavel nici măcar nu își permite să facă comparație între venirea Domnului și Domnul și soț, hoț. Nu! Ziua Domnului îi prinde pe ei ca un hoț, dar pe noi nu! Voi sunteți fii ai luminii și fii ai zilei, noi nu suntem mai nopți nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți ci să veghem și să fim treji. Și acum ne întoarcem la capitolul 24. Care este semnul venirii Tale și al sfârșitului veacului acestui? Așa am spus. Răpirea bisericii se încadrează în patru mari doctrine și principii. Mai întâi, conceptul răpirii bisericii, pentru că mulți nu cred că va fi răpirea bisericii. Da, răpirea bisericii, că îi zicem strângerea noastră la o altă cu el, că îi zicem venirea Domnului. Răpirea bisericii este o realitate. Amin. Și e biblică. Vom fi răpiți cu toții pe nori, ca să fim totdeauna cu Domnul. Apoi, nu numai conceptul, ci contextul răpirii biserice și acum Domnul Iisus Hristos ne arată care e contextul, ce se întâmplă în lume în perioada aceasta și în biserică. Apoi cronologia despre care am vorbit, jaloanele profetice care stau la rând și noi trebuie să le urmărim în plinirea. și comunitatea bisericii răpite care este, sunt fecioarele înțelepte, care au un de în vas. vas, nu numai în candelă, Aici fac o paranteză, iarăși, Duhul Sfânt lucrează în trei feluri. Prin inspirație, prin iluminare și prin instaurare. Prin inspirație vorbește prin oameni însuflați de Duhul lui Dumnezeu, așa s-au scris și scripturile. Și-au scris unele lucruri pe care ei nu le-au înțeles, dar le-au scris prin inspirația Duhului Sfânt. Iluminare este darul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt să înțelegem scripturile. Instaurare este botezul cu Duhul Sfânt. Când Duhul Sfânt vine ca persoană să-și instaureze prezența, aduce cu sine puterea în plinătatea ei. Avem prezența persoanei și plinătatea puterii Duhului Sfânt. De ce? pentru ca Duhul Sfânt să mărturisească despre strângerea noastră în trupul lui Hristos, 1 Corinteni 12, a fost botezați de același Duh, ca să alcătuiți un singur trup. Duhul realizează nașterea din nou. În al doilea rând, să mărturisească stăpânirea Duhului asupra noastră, ia în stăpânire limba, ecuația din Iacov, stăpânește tot trupul. De asta, la botezul cu Duhul Sfânt, avem vorbire în limbi, pentru că prin vorbirea în limbi, Duhul spune, am luat limba sub control, asta înseamnă că din crește până în tălpi, trupul ăsta este al meu. Cum blăcărmui de mine. Oh, 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 oh. Și trei, sigilarea în vederea învierii. Dacă cineva are Duhul lui Hristos, trupul lui este muritor, da, Roman capitol 8, dar va fi înviat. Marielle, Pentru că Duhul Sfânt i-a pecetluit structura genetică unde păcatul a scris moarte, Duhul lui Hristos a scris în viere. Măriți să fie Domnul! Ei, ne întoarcem puțin din nou la contextul răpirii bisericii. Și aici spune Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Avem multe erezii nimicitoare răspândite în lume și în creștinism în vremea de astăzi. Și nu de ieri de astăzi. Pare foarte rău că trebuie să spun, la ora actuală, marea majoritate a creștinismului este înfundat în ocultism, în idolatrie, într-un sistem păgân de închinare și se încadrează în curva Babilon care este îmbătată de sângele sfinților. Este o realitate incontestabilă pe care istoria o confirmă. Ereziile au început de atunci, însă astăzi sunt foarte filozofice și înșală pe mult pe mulți. Versetul 6. Veți auzi de războaie și vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați, că și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Vă rog să rețineți cuvântul atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocuri vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumă. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Și acum versetul 9. Atunci Sfârșitul nu va fi atunci? Atunci? Vă vor da să fiți chinuiți? Vă aduceți aminte de prigoana globală? Și vă vor omorâ? Și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu? Cine conduce neamurile atunci? Anticrist. Atunci? Mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâi unii pe alții, se vor scula mulți proroși mincinoși și vor înșela pe mulți și din pricina înmulțirii fără de lege, dragostea celor mai mulți se va răci. Haideți să vorbim puțin despre rămășița bisericii și am să închei. Știți că Domnul i-a spus lui Petru, Petru, satana v-a cerut să vă cearnă, dar eu m-am rugat ca să nu se piardă credința ta. Domnul Iisus Hristos întreba, când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ. Prigoana finală coincide cu lepădarea de credință. Ca rezultat al prigonirii și mulți întrebați, care sunt procentajele? În pilda celor 10 fecioare avem 5 la 5. Nu e rău, dar... Atenție! Acolo sunt numărate doar fecioarele, doar fecioarele care au candelă, doar fecioarele care au unde lemn în candelă, doar fecioarele ale căror, ale căror candele sunt aprinse, doar fecioarele care îl așteaptă pe mire, toate ațipesc, nu este toată biserica ca instituție. Fecioare înseamnă oameni care caută cât de cât să trăiască o viață după cuvântul lui Dumnezeu. Candele înseamnă că au cuvântul lui Dumnezeu, îl studiază și îl înțeleg că le sunt încă aprinse. Pâlpâie, dar mai sunt aprinse. Doar că n-au un de lemn în vase, n-au un de lemn de rezervă. Pentru că atunci când este un prilej de genul acesta să-și umple vasul, Că nu e suficient că ai fost botezat cu Duhul Sfânt dacă nu ești plin. Duhul Sfânt are două cantități. Plin sau gol. Nu există procentaje. Ori ești plin, ori ești gol. De aceea trebuie să fim foarte atenți. Chiar și cei care au fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Suntem plini fraților. Zice Biblia fi plin de duc și nu de must. Nu e nevoie de mult mus ca să te golească de Duh. O singură picătură, pentru că o picătură de, du de must scoate o picătură de must, de duc. O picătură de mus scoate o picătură de Duh. Și când a scos o picătură de duc și nu mai ești plin de Duh, Duhul pleacă și ești gol. Duhul nu acceptă decât cantitate totală, plinătate. Totuși, care sunt procentajele? Ascultați. Recitesc. Versetul 10. Atunci, câți vor cădea fraților? Mulți. Mulți. Știți ce înseamnă mulți? Mulți pentru mine înseamnă mai mult decât sunt pe platforma asta. Mulți pentru mine înseamnă mai mult decât la balcoane. Mulți înseamnă mulți. Și dacă mulți se vor lepăda de credință și va rămâne doar o rămășiță, cât de mică e rămășița asta? Versetul 12. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți, celor mai mulți se va răci. Frașii Lui Hristos nu e rușine cu o turmă mică. Nouă păstorilor ne rușine cu turma mică. Mă duc de multe ori în biserici mai mici și eu mă bucur să-i văd pe frații. A păstorii aproape că-și cer iertare că sunt puțini. Și am spus, măi, tu ai mai mulți decât a avut Iisus Hristos când a fost pe pământ. din când în când. Și tu ai câte un botez, câte o nuntă și se umple biserica. Că și el a mai vorbit la câteva mii de oameni pe munte din când în când. Dar majoritatea timpului le-a vorbit la 12 și n-au înțeles mai nimic. I-a spus lui Petru, nu pricepe acum, dar vei pricepe după aceea. pricepu mai târziu. Cuvântul Domnului spune, nu te teme turmă mică, pentru că Domnul îți dă cu drag împărăția. Biserica va rămâne foarte mică, sunt tablouri. E... Odată am găsit un tablou, mi-a plăcut, era foarte frumos făcut, dar nu l-am cumpărat pentru că era eretic. Arăta o imagine despre răpirea bisericii, avioane cum intră în zgârie nori ce vorbește, un haos total pe, pe străzi, că piloții sunt răpiți, copiii din cărucioare, oamenii mergând pe stradă, era o zi însorită, frumoasă, cred că erau câțiva nori pe cer, că treia să fie ca să vină Domnul Penori, dar o imagine atât de, atât de ridicolă și de nebiblică. Cuvântul lui Dumnezeu spune că eroii slavei vor fi prin crăpăturile stâncilor, munciți, flămânzi, urmăriți, goi. Ei de care lumea nu era vrednică și noi vrem să ne frecăm umerii cu ei în slavă și cuvântul lui Dumnezeu spune lor, nu li s-au dat lucrurile făgăduite pentru că Dumnezeu a îngăduit să n-ajungă ei la slavă fără noi. Dar acum noi să luptăm până la sânge împotriva păcatului, să ne ațintim privirile la Domnul Iisus Hristos, care este căpetenia desăvârșirii. Ce înseamnă căpetenia desăvârșirii noastre? Este standardul la care ne raportăm ca să creștem și să ajungem desăvârșiți. De ce? Pentru ca să facem parte din această rămășiță a bisericii. E rămășiță mai întâi pentru că va trece printr-o prigoană globală și așa de mulți vor fi decapitați. Nu știu dacă exact decapitare. Mi-am auzit ceva zvonuri, dar nu pot să zic ce nu știu. Motivul pentru care se vorbește de decapitare este că prin decapitare, se răpește, se anulează identitatea unui om. Identitatea noastră stă în configurația feței. Prin decapitare, identitatea unui om este anulată, este răpită. Este o chestiune simbolică din partea lui Anticrist și a diavolului, însă noi știm că Hristos este capul Bisericii și Biserica nu va fi niciodată decapitată. El este identitatea noastră și câtă vreme rămânem în El. Identitatea noastră este El. Pentru că El este chipul la care ne, ne raportăm și noi creștem din slavă în slavă, căpătând chipul lui Hristos. Asta e identitatea noastră, nu fața asta de aici, de pe pământ. Dragii mei, nu vor rămâne mulți. Unii vor fi exterminați, alții se vor lepăda. Dragostea celor mai mulți se va răci. Haideți în vremea aceasta când foarte mulți caută să meargă după năvală, caută să meargă după mulțime, caută să meargă după trenduri. Îmbrățișează relativismul lumii acesteia. Împrătișează normele păcătoase ale lumii, lepădându-se de adevărul lui Dumnezeu. Încearcă să fie interesanți și introduc în biserică tot felul de lucruri care aparțin lumii. Haideți să umblăm în frică de Domnul. Haideți să rămânem în lucrurile pe care le-am primit. Și haideți să-l slujim pe Dumnezeu. Cu frică și evlavie încheia textul din Evrei 12, pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Mă rog din toată inima, atunci când va suna trâmbița, printre cei înviați sau transformați, că vom apuca în viață momentul acela, sau că vom ajunge în țărâna pământului, să nu lipsească niciunul de la marea întâlnire glorioasă pe norii cerului cu Domnul Isus. Amin.